Salutare și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul de YouTube. Astăzi sunt pe serverul de GTA 5 al comunității Bizon și vreau să vă vorbesc despre update-urile care au avut loc în ultimele 5 luni ale serverului, de la deschidere și până în prezent. În acest video am grupat update-urile pe mai multe categorii pentru a putea fi mai ușor de urmărit, așa că haideți să începem cu poliția. A fost schimbată secția de poliție și a fost personalizată, după cum puteți vedea aici, cei mai temuți infractori din oraș, poză cu chestorul general, panoul cu membrii din poliție și multe altele. De asemenea, închisoarea a fost schimbată și un nou sediu pentru trupele speciale a fost adăugat. Două noi funcționalități au fost adăugate, cea de a descuia o mașină cu ajutorul unei rângi și cea de a scoate numerele de înmatriculare. S-a adăugat o licență de port armă prin care poți deține în mod legal un pistol cu gloanțe de cauciuc. A fost implementat un sistem prin care polițiștii sunt notificați atunci când se trage cu arma. S-a trecut la ținuta de vară și au fost aduse mai multe modificări MDT-ului, printre care se numără afișarea ITP-ului și a tuningului vehiculului. O parte din vehiculele de poliție de la deschiderea serverului au fost înlăturate și am adăugat noi modele mai bine optimizate. La vehiculele de medici am avut cele mai mari probleme, dar le-am înlocuit rapid cu unele optimizate. Unul dintre cele mai cerute update-uri de la medici a fost cel cu targa, iar noi l-am implementat. A fost implementat sistemul de subdepartamente Medici Smurd, Salvamont și Medici Militari, care au adus peste 20 de uniforme noi. La mecanici a fost implementat un nou interior pe lângă benzineria din Grove. Mecanicii au avut cele mai puține mașini la deschiderea de server, dar pe parcurs s-a completat flota lor de mașini. Și au fost implementate sistemele de limitator de viteze și de ITP, cel din urmă fiind strâns legat cu poliția. Au fost adăugate 33 de mașini noi de tip add-on, astfel ajungând la un total de 72. De asemenea, multe alte vehicule vanilla au fost adăugate. O parte dintre aceste vehicule au fost gândite special pentru drift. Pe parte de mapping, am adăugat un mod prin care am adus foarte multă vegetație și am asfaltat Calafia Road. De asemenea, 11 interioare au fost adăugate de-a lungul celor 5 luni. Pe parte de ilegalități, am adăugat sistemul de plantații, cel de livrare, banii murdari și sindicatul. A fost implementat sistemul prin care poți da spargere la magazine, a fost dezvoltat sistemul de mafii care include locații specifice, vehicule de mafie, tableta de achiziții de la sindicat, lista de membri și multe altele. Au fost introduse investițiile care permit jucătorilor mai mult timp pentru roleplay, au fost adăugate mese de poker în casino, au fost aduse peste 200 de haine add-on noi, a fost dezvoltat sistemul de panou de control pentru mașini, am făcut un tutorial pentru jucătorii noi pentru a se familiariza mai ușor cu serverul, am introdus sistemul de murdărie a mașinilor și spălătoriile auto, am creat shop-ul și pachetele de VIP, am implementat sistemul de cărți prin care poți să-ți transferi o parte din punctele tale de experiență către un alt jucător, am avut evenimentul de Paște prin care puteai să obții o mulțime de obiecte și două vehicule unice ediție limitată. Am lucrat la un sistem de licitații pentru vehicule și pentru case. Am introdus un efect pentru accidente. Cu cât accidentul este mai grav, cu atât efectul este mai intens. Am creat sistemul de animații compuse care pot fi rulate între doi jucători. Am creat o nouă aplicație în telefon de e-mail-uri prin care jucătorii sunt notificați atunci când există evenimente sau activități importante în oraș. Am adăugat cufere pentru deținătorii de case și pentru chiriași. De asemenea, am adăugat garderobă rapidă pentru aceștia. Am implementat un YouTube player pentru cluburi. Recent au fost adăugate plăcuțele de înmatriculare preferențiale. Din setări vă puteți acum afișa procentajele pentru viață, armură, apă și mâncare și de asemenea să le poziționați așa cum doriți voi. Și multe alte îmbunătățiri mai mici sau mai mari au fost aduse de-a lungul timpului. Acestea sunt update-urile care au avut loc de-a lungul celor 5 luni de la deschidere și până în prezent. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept pe serverul Bizon Roleplay pe platforma RageMP și nu uitați să dați un follow și la canalul nostru de TikTok Bizon RageMP, unde o să vedeți mai multe live-uri din partea mea și poate a altor oameni din comunitate. Vă mulțumesc pentru vizionare și v-am salutat! Pa, pa!